crashing down in it. Cu Micuț vreau să începem vlogul de astăzi. Cu Micuț cum se alintă aici ca o prințesă, că voia să stea la mine în brațe, dar nu-i convenea să stea pe picioarele mele, așa că mi-am pus o pernă și s-a tolănit aici. Ia, uitați-o. A, și dacă vă întrebați spre ce dă culăbuța, spre brățara mea de la mână. Are o mare pasiune să muște brățara. Ia uitați, nu știu dacă vedeți voi. Ia uitați. Îmi agață brățara cu dinții și eu trebuie să fiu super atentă, pentru că uneori face asta când dorm. Și nu vreau să o rupă, pentru că e brățara mea preferată. Hei tu! Și încerc să o păcălesc, o mai alinti, mai tai o gheruță, o mai alinti, mai tai o gheruță. Am cleștele ăsta special pentru gheruțele ei. Și la Micuț sunt cel mai deranjante? Sunt foarte deranjante gheruțele, pentru că ea, în momentul în care vine să te iubească, face chestia aia, cozonaci, biscuit, sau cum se zice, în tine, în picior, în mână, în piept, e foarte, foarte dureros. Și nu face asta doar cu gheruțele de aici, cu gheruțele de la piciorușe, practic. Și pe lângă faptul că îi cade o tonă de păr, are și gheruțe ascuțite. Și trebuie să le rezolv, e un pic nervoasă, dacă o mai mângâi simt că o să mă muște. Draga de ea, dar e o prințesă, uitați-vă un pic la ea. Am zis să încep vlogul cu ea, pentru că era adorabilă și pentru că îmi cereți mereu să vă arăt pisicile. Și mă bucur foarte tare că vă sunt dragi. Vai, cât de drăguță e. Da. Vreau să insist și să profit de moment și să vă încurajez să adoptați o pisică. Dacă ați așteptat, sau un câine, sau un animal, dacă ați așteptat un semn să adoptați pisica aia pe care tot vedeți prin fața blocului, sau cățelușul ăla pe care îl tot hrăniți când mergeți, nu știu, să duceți gunoiul sau mergeți în parc sau ceva, ăsta e semnul pe care îl așteptați. Adoptați, pentru că bucuria și dragostea pe care o să vi le ofere sunt incomparabile cu eforturile pe care trebuie să le faceți. Că trebuie să îi dați niște bani ca să le hrăniți, să le duceți la doctor și să aveți grijă ca animalele voastre să fie bine. Chestiile astea nici nu se compară vreodată cu iubirea pe care o au aceste ființe pentru noi. Deci e incredibil. Eu aspir să iubesc atât de mult pe cât iubesc, mai ales câinii, dar și pisicile. Câinii sunt mai loiali, așa, se dedică mai mult. Pisicile au și o doză de independență, care mie mi se pare faină, pentru că nu te simți atât de vinovat când pleci de acasă, fiindcă am văzut ce față face un câine în momentul în care îl lași acasă și tu pleci. Mi se rupe sufletul, deci mi se pare, așa, pisicile sunt mai, nu neapărat că indiferente, dar supraviețuiesc, sunt ok, adică nu-i problemă micuț. Ia uite. Gata, haideți că Micuț nu mai vrea să fie filmată, că pune lăbuța, vrea un pic de intimitate, domnule. Tot pe Micuț vă arăt, dar de data asta vreau să vă arăt și această limonadă, care este a doua pe ziua de astăzi. De dimineață m-am trezit și m-am dus direct la aprozar. Am luat câteva nectarine și o lămâie, pentru că mi-era atât de poftă de limonadă și aveam de ales. Ori mă duceam și îmi luam o limonadă de la 5to go, ori mi-am făcut-o singură acasă și am zis, hei, hai să o fac singură acasă, și este deja al doilea pahar pe care îl beau. Aseară m-a cam durut capul și mi-am zis că dacă o să beau mai multe lichide, poate o să fie mai ok. Pentru că și acum mă doare, nu mă doare la fel de tare ca aseară, dar tot mă doare și da. Beau limonadă cu paiul ăsta de sticlă pe care îl ador. Deci nu știu, mi se pare atât de cool. Am obsesie cu paiul. Și să știți că sunt și celelalte două pisici în casă, dar Micuț stă pe lângă mine deocamdată, Leo doarme în sisal, iar Puf doarme pe covorul din baie. Hei, hai că ne vedem și la față și am zis să încep în acest cadru mirific, zic eu, pentru că am găsit trandafirii ăștia într-o cutie. Căutam bandă adezivă din aia, dublă adezivă de fapt, și am căutat-o prin super multe locuri în care n-am mai umblat de mult timp. Și am găsit trandafirii ăștia. Și când i-am văzut, m-am gândit, de ce stau ei săraci degeaba, izolați, când aș putea să-i pun undeva prin casă? Și m-am tot plimbat eu cu ei în mână, m-am plimbat prin dormitor, peste tot, și am ajuns la concluzia că cel mai bine ar arăta aici pe oglindă. Eu cred că au mai stat trandafirii ăștia pe vreo oglindă de-a lungul timpului, nu mai țin minte exact, dar țin minte că parcă erau așa, decorau ei ceva. Vai, și mi-e atât de drag acum oglinda asta, vă zic sincer că nu prea o mai băgam în seamă, dar acum, de când i-am pus de ieri, într-una când trec pe aici, sunt așa. Și am zis să vă arăt și vouă, și dacă toți suntem aici, vreau să-mi aplic masca asta, că o să vă arăt așa că o vedeți mai bine. Tocmai am fost la baie și mi-am exfoliat tenul, pentru că îl simt foarte încărcat așa, foarte... Și mi-am exfoliat tenul, că nu l-am mai exfoliat de foarte mult timp, cu un exfoliant de ăsta clasic, un scrub. Iar acum
vreau să aplic masca asta și era absolut superb să o aplic cu o pensulă, să fim fancy, să fim cool. Dar nu găsesc pensula pe care o aveam pentru aplicat măști, așa că o să mă descurc cu degetele și atât de tare mă bucur că mi-am cumpărat bureția aia din Jumbo, cred că i-am luat, bureția din nu știu ce material, care este pentru curățarea măștilor. Mă rog, ei sunt pentru curățarea feței, dar eu vreau să, adică eu îi folosesc pentru curățarea măștilor. Pentru că astea din argilă sunt foarte greu de îndepărtat. Și deși mie îmi place mult să-mi aplic măști, să stau cu ele. Și evident că îmi place efectul pe care îl au și cum se simte fața mea după, recunosc că partea cu clătitul mă enervează. Și de multe ori încerc să-mi aplic măștile înainte de duș ca să mă clătesc așa cu dușul direct pe față. Dar cu bureții ăștia cred că e cel mai ok, cel mai comod. Și mie îmi place să-mi aplic masca și în sprâncene, ca să-mi curețe și sprâncenele. Plus că mie mai apar coșuri în sprâncene. Vă, vi se întâmplă? E foarte ciudat. Mă rog, masca asta cu argile e foarte drăguță, are titri, o las 10 minute pe față și curăță foarte bine. Cam așa. Este joi astăzi și trebuie să mă apuc să filmez make-up declutter și să mă spăl pe cap. Cam asta știu că fac astăzi. Vremea e așa, destul de norată, mă bucur că nu e foarte, foarte cald. Și nu cred că ieșim nicăieri, nici astăzi, cum nu prea am ieșit deloc săptămâna asta. Dar vedem, încă nu e nimic bătut în cuie, oricum nici nu e vreme de ieșit la plimbare sau ceva, plus că mâine e vineri, imediat vine weekendul și o să ieșim cu siguranță. Am vrea să mergem în parc, dar mai organizat, adică să mergem cu o pătură, nu să mai pățim cum am fost atunci când am mers la rațe. La rațe, mă rog, în dimineața aia de vineri. Vineri parcă era și am mers și am hrănit rațele cu covric, după care am aflat că nu e bine și că e bine să le hrănești cu mălai și arpacaș sau ceva. Și de data asta am vrea să mergem mai organizat, un pic cu pătură, să mergem să stăm acolo să ne relaxăm, dar sper să fie și vremea bună, că am văzut ceva de temperaturi mai scăzute, gen 23 de grade, 24 și ploaie. Și, da, nu știu, mai vedem, simt că e un fel de păr pe aici, gata, l-am găsit. Da, ia să văd. Deci masca este Beauty Jar White Magic, probabil ați văzut deja. Skin Detox și spune să stăm 10 minute, nu? Da, 10 minute, o dată de 2 ori pe săptămână. Pentru tenul uscat mi se pare suficient o dată pe săptămână, poate chiar mai rar. Dar depinde evident de ceilalți pași pe care îi faceți voi în rutină. Eu o să stau cu masca, pe aia clătesc și îmi continui cu produsele. Cred că astăzi voi aplica scoalan și voi sta cu scoalan așa toată ziua, cu mult scoalan pe față, pentru că azi nu o să mă machiez. Și mă gândesc că e o idee bună să fac treaba asta, poate ceva seră înainte. Văd oricum, deocamdată stau cu măscuța. Vai, deci așa îmi place cum e afară în momentul ăsta. Voi n-aveți cum să vă dați seama, dar e întunecat așa. În momentul ăsta e 79 minute. E întunecat, tună, mai plouă un pic, se mai oprește, răcoare, e foarte fain. M-am spălat și pe cap între timp. Am și filmat make-up declutter-ul, care m-a cam obosit, trebuie să recunosc, dar am stat acum în pat puțin și m-am revigorat. Și ne-a apucat foamea, așa că e timpul să fac cina. O să fac ceva super simplu și anume vreau să pun la fiert aceste paste care expiră astăzi. Sunt niște tortelloni, fresh tortelloni meat cu porc și vită. Cam așa. Săptămâna XXL de la Lidl. Miros super bine și am pus apă la fiert. Trebuie să le pun, trebuie să stea cică 3 minute în apă, dar eu o să le las cam 5 minute să stea acolo. Și o să mâncăm cu sosul ăsta care e tot de la Lidl, pe care l-am luat când am fost luni, cred. Care are legume. Oh, și așa frumos miroase sosul ăsta și gen 5 lei, super gustos, merge și cu paste simple, dar peste astea cred că o să fie și mai bun. Și da, cam asta pe ziua de astăzi, după cum am anticipat, nici în seara asta nu ieșim, nu facem nimic. Cred că o să stăm să ne uităm la Friends, că am pregătit aici. Suntem la sezonul 3, episodul 4 și este a 5-a sau a 6-a oară pentru fiecare dintre noi când vede Friends, dar hei, e prima oară când îl vedem împreună. Și da, să ne punem la un episod din Friends, mai avem mai multe filme de terminat, am început Harry Potter și n-am terminat, am început Lanterna Verde și nu l-am terminat, eu nu l-am văzut niciodată, el l-a văzut. Am început și un serial ieri. Uite că n-am apucat să vă vorbesc despre el, dar cred că vă vorbesc cel mai bine mâine. Și, da, e vorba de Stranger Things, eu pe care nu l-am văzut până acum, dar m-am apucat ieri de ieri și am văzut vreo 7 episoade, 8 cred,
Și o să vorbim, cred că ne uităm și seara asta, poate, cine știe, să vedem dacă ne uităm la seriale sau la filme, jumate începute. O să vă zic mâine ce părere am despre el. Și m-am dat cu K18, by the way, în cap. Și sunt curioasă dacă m-am dat cu prea mult, prea puțin, cu suficient. M-am dat după aia și cu Olaplex 6 și aștept să mi se usuce părul. Mă bucur că nu e foarte cald, e drăguț. Și da, gata, vă las, mă pun să pun pastele, că a început să fiarbă apa. Și cred că ne auzim mâine, cel mai probabil. Ce părul meu. Trebuia să-l vedeți mai devreme cum arăta pus pe cordonul de la halat. E mai bine acum. Credeți-mă, uitați. Da, neața. E vineri dimineață și iar am visat numai tâmpenii. Doamne ferește. Nu am cuvinte, nici nu vreau să încerc să vă explic ce am visat, pentru că am renunțat la acest sport. Sunt efectiv nebună și visez numai chestii ciudate. Da. Sunt în baie și îmi fac rutinuții cu țica de skincare și sunt și super dubioasă, m-am trezit cu simțindu-mă așa dubios. Și m-am gândit să vă arăt la ce produse mă refeream când v-am spus că mi-am schimbat un pic rutina de skincare, dar temporar, pentru că am chestii mici. Și hai să vă arăt. Acum folosesc acest gel de la CeraVe, de spălare pe față. L-am în varianta asta mică și evident că creierul meu îmi spunea păstrează-o, păstrează-o pentru când te duci undeva. Dar chestia este că e o loțiune de asta hidratantă, lejeră, pe care eu o văd mai bună pentru dimineață. Așa că ar trebui, dacă plec undeva și când plec undeva, să-mi iau și loțiunea asta și încă una pentru seara. Așa că am zis, that's stupid, mai bine folosesc asta și după aia pot să reumplu recipientul cu alte chestii. Și cred că ies mai bine, zic eu, sau nu știu, o să văd. Oricum, e o loțiune de curățare, pe asta am mai avut-o, cred, în varianta mare, dacă nu mă înșel. Nu face spumă, dar curăță blând și rămâne fața curată, dar fără să fie uscată. După aceea, de câteva zile, bă, nu, de alaltăieri, cred, am desfăcut chestia asta de la Uriaj. E o mostră pe care, la fel, o țineam de bună, de nu știu de ce o țineam. Cam așa arată, scrie Uriaj Glow Up Water Essence. Și când am citit aici că scrie Essence, scrie Moisturizes, Rebalances, Brightens, m-am gândit, oh my god, asta mi-e amintește de faptul că cred că asiaticele folosesc o esență în 8 pași sau ceva de genul, dacă nu mă înșel, dacă mi-amintesc eu bine, esența fiind un fel de toner, dar mai cu ingredient sau ceva mai concentrat, ceva de genul ăsta parcă era, posibil să mă înșel, și aplicau esența aia pe mâini și o puneau în 7 sau 9 pași ceva, adică straturi peste straturi, lăsase se usuce, mai aplica o dată, lăsase se usuce, mai aplica o dată. Și de asta mi-a amintit, până acum am aplicat-o aseară. Ba nu, e, nu, nu, nu aseară. Să că ceva nu face sens. Ah, nu, că ieri, da, gata, mi-am amintit. Da, deci alaltă ieri am folosit-o odată. Și mă rog, nu mai contează. Ideea e că dimineața asta am folosit-o în două straturi. Și deși e pur și simplu un lichid, dar se vede că nu-i doar apă, acum pielea mea se simte super faină, adică se simte un pic lipicioasă, dar e foarte hidratată, foarte nice e. Și o să o las doar în două straturi, mi-e frică să aplic mai mult, pentru că nu cred că ea e făcută să o aplici în 100 de straturi. Și faza e că vreau să mă și machez. Bun. Mai departe, folosesc acest ser. Nu înțeleg de ce nu pune focus, e foarte bizar. Așa, am multe mostre din astea. Asta este Mineral 89, dar nu e ăla clasic, ci are Probiotic Fractions. Și e drăguțel serul, să știți. Eu l-am și pe la Mineral 89, dar stă în dulap, mă așteaptă să termin alte seruri pe care le am. Mi se pare că ăsta e mai... nu știu care e cuvântul. Aș vrea să zic alunecos decât celălalt. Simt că mai are ceva în el față de celălalt, dar la parcă e mai ușor, mai lejer. Și îl aplic pe față și pe gât dimineața, iar seara
Îl aplic tot pe ăsta de la Vichy, dar de data asta Lift Activu Battery Serum. M-am uitat la ingredientele de pe net ale serurilor și acestea două au în comun niacinamidele la ingrediente, ceea ce mi s-a părut tare. Și am decis să-l aplic pe ăsta dimineața și pe la seara, nu știu exact de ce. Ăsta mi s-a părut așa mai, care avea ingrediente mai complicate, mai de îngrijire și că poate și-ar face mai bine treaba în timpul nopții. Ăsta este mult, mult, mult mai lichid, dar îmi place consistența lui, mi se pare foarte faină. Uite, scrie Dark Spots and Wrinkles. Că te ajută cu treburile astea. Da, mi s-a părut tare. Mi se pare că mă vedeți foarte luminoasă, dar mi-e teamă să dau o luminositate mai mică. Nu știu, parcă de la un timp mi se pare că mă văd foarte luminoasă și... Dar e pe... Adică eu n-am luat la luminositate, e exact așa cum vrea ea. În fine. După aceea, deci mi-am aplicat acum asta, cât... Oh, ce... E foarte lipicioasă treaba asta față de esență, dar la serul nu e problemă, că oricum vii cu cremă după aia. Următorul pas pe care... De fapt, hai să vă vorbesc despre ce fac seara, pentru că mai fac niște chestii, mă rog. Pe lângă faptul că mai mi-aplic treaba asta pe care o știți din vlogul trecut sub ochi, seara mă refer, și că evident mă demachez și folosesc alte produse pentru curățare, ca și cremă de noapte aplic treaba asta. Cred că e de la Darfum. Darfum? Eu bănuiesc că e ceva francez. Ah, Darfum Paris. Da. Cam așa arată. Este o cremă mică de față. Inițial eram așa, mă gândeam, zic, e o cantitate destul de mică, nici nu știam dacă vreau să o folosesc neapărat, dar am intrat pe net și am căutat review-uri la acest produs și lumea era extrem de încântată de ea. Spuneau toți că, asta m-a și convins, că se trezesc dimineața cu un ten foarte glowy și am zis, wow, perfect, aia îmi trebuie. Așa, Active Stabilization Lotion. Dați văd ce mai scrie aici. Pe chestiile astea mici, de obicei, sunt scrise... Puține treburi, scrie că nu trebuie să o aplici în jurul ochiului și că are valabilitate 24 de luni. În jurul ochiului știți deja că aplic altă cremă. A, și ar fi cazul să o aplic. Așa că acum m-am prins. Tot asta de la Eva Term. După ce o termin, am un plan să-mi cumpăr altceva. Și la fel și la capitolul cremă de față. Abia aștept. Ceva de la Purito. Am eu acolo pe listă și am citit, m-am informat despre produse și sunt foarte lăudate. Dar mai am din crema asta de ochi și mai am și cremă de față și când le termin, mi le iau. Așa mi-am propus, deși sunt atât de bine să mă duc mâine să le iau, dar nu o să fac. Bun, am aplicat crema de ochi. Am jucat să nu aplic prea multe pentru că vreau să mă machiez astăzi. Și, da, ce vă ziceam, nu se aplică în jocuri. O aplic seara, are o formulă destul de lichidă, chiar e destul de lichidă și asta m-a speriat așa în primă fază. Dar e foarte faină crema asta, îmi place cum îmi lasă tenul. Dimineața, da, îl lasă drăguț, dar nu atât de radiant pe cât mi-am imaginat eu. Eu având tenul uscat și având nevoi poate mai de hidratare mai puternice decât alte tipuri de ten, nu mă trezesc dimineața cu un ten foarte glowy, dar dacă combin crema aceasta cu scoalanul de la The Ordinary, o, Doamne, se schimbă treburile. Fața rămâne mult mai soft și dimineața simt că am în continuare ceva pe față, ceea ce mi se pare mișto. Ori le combin, ori aplic mai întâi crema sau 50 minute, după care aplic și un strat de scoalan, masez bine și dimineața e super fain. Dovadă că mie îmi trebuie, ca să-mi acopăr nevoile tenului, îmi trebuie atât hidratare cât și hrănire, nutriție, care vine din partea uleiurilor. Deci la mine produsul ideal, cred că le-ar combina pe astea. Mă rog, e o cremă drăguță, am văzut că e destul de scumpă, dacă nu mă înșel. Eu o folosesc ca mostra asta și e nice. Și ca și cremă de zi, am aici tot o treabă de asta micuță. Așa. Vichy Aqualia Thermal, cred că se numește. E o cremă de zi hidratantă pentru ten normal, dar light. Și eu am fost destul de sceptică cu ea, având în vedere că are alcool la ingrediente. Și inițial vă recunosc că am vrut să dau lui Andrei să o testeze. Și am dat-o, s-a dat cu ea o dată de două ori și mi s-a părut așa interesant. Și am început și eu să o folosesc. N-am avut nicio reacție, adică nu s-a întâmplat nimic. Nu... Se pare că n-am tenul totuși atât de sensibil și din ce am auzit eu la multă, multă lume... E problemă cu alcoolul doar dacă ai tenul sensibil, ceva de genul ăsta. Și, na, pentru că în momentul de față nu aveam vreo cremă mai interesantă de față, am zis să o testez pe asta o perioadă și dacă observ că tenul meu, nu știu, se sensibilizează, se întâmplă chestii,
mă opresc din nou a folosi, dar nu s-a întâmplat. Și îmi place textura, la început se simte foarte lejeră, după aia cred că se evaporă alcoolul, cred, și rămâne mai groasă, așa, mai consistentă și e chiar o cremă drăguță de zi. Mă rog, după aia vin și cu SPF-ul, dar na, uneori se întâmplă să-mi aplic produsele de skincare la o anumită oră și pe aia să treacă 5 ore până mi-aplic eu SPF-ul, să zicem. Și tenul meu nu se simte uscat, nu mă strânge, nu mă ține. Asta îmi place mult la crema asta de față. E chiar drăguță. Nu cred că mi-aș cumpăra o variantă mare. Și clar n-aș vrea să folosesc pe termen foarte lung, dar hei, un borcănaș mic se va termina imediat. Dar din cauza alcoolului n-aș vrea să risc, deși v-am zis, eu personal n-am avut nicio problemă la capitolul sensibilitate, dar tot îmi stă un pic pe creier și tot nu pot să dau la o parte ideea pe care o am eu despre alcool, că este rău. Adică înțeleg rolul în anumite, uite cum e în K18 sau în anumite tratamente de astea fiole pentru păr, că au rolul cumva de a face ingredientele să se absorbă, părul e altceva un pic față de ten, deși și la ten am înțeles că se aplică treaba asta, nu știu, o discuție mai lungă, cert este că asta am vrut să vă arăt, asta folosesc eu în acest moment, nou față de ce v-am arătat în rutina recentă pe care v-am filmat-o cu toate cele 100 de seruri care încă sunt aici și mă așteaptă cu SPF-ul și cu alte treburi. By the way, am trecut la acest SPF de la Noveici, SPF 50, pentru că, hei, soare, deși zilele astea la noi în București este god galben de furtuni și de ploi, este exact pe modul meu vremea asta. Eu vreau să cred că îmi folosesc puterea mea mentală, să-i spun așa, ca să fac vremea asta să se întâmple. Multe dintre voi probabil mă înjurați, dar ce să fac, asta este. Ideea e că, glumesc evident cu toate chestiile astea, ideea e că nu neapărat că sunt triste zilele astea, dar pe mine soarele mă agită foarte tare și oricum sunt foarte agitată din cauza anxietății. Și plus soare era așa, dar acum e și răcoare, frate. Și oricum și căldura mi se pare că îmi accentuează starea de anxietate. Așa că, deși nu e vremea ideală de vară, pot să zic că pe mine mă bucură că zilele astea e mai înnorat, mai și plouă, e mai răcoare. Când deschizi geamul, simți răcoare, ceea ce e pf, wow. Și oricum urmează să vină căldurile, după aceea să fie cald până în noiembrie, so it's ok. Și de cremă voiam să vă mai zic, am văzut că am primit, cred că, o întrebare la un fost clip. Ce părere am eu despre această cremă? E o cremă faină, mie îmi place că e grasă pentru că, hei, tenul scad și e faină, dar dacă aveți tenul normal, dacă aveți tenul gras, nu o să vă placă. Dacă transpirați foarte mult pe față, nu o să vă placă. Încă n-am testat-o la căldurile alea extrem de mari, unde încep să transpir în zona asta, dar bănuiesc că ar fi destul de incomodă la acest capitol. Există creme mult mai fluide, mult mai faine, care să vă ajute dacă aveți un astfel de tip de ten, dar dacă nu vă machiați și vreți hidratare, dacă aveți tenul uscat, e o cremă faină. Ce am observat eu este că în unele zile, dacă trece prea puțin de când am aplicat o gen sub un sfert de oră, nu se aplică bine fondul de ten și nu înțelegeam de ce. Ce se întâmplă? Ce înseamnă că nu se aplică bine? Zici că SPF-ul de dedesubt mănâncă fondul de ten. Și pur și simplu eu îl întind cu burețelul, dar acoperirea este de 5 ori mai mică decât e de obicei. Foarte straniu, nu știu care e faza, dar am observat. Că inițial vă dați seama, nu mi-am dat seama de la ce e, habar n-aveam că e de la SPF sau nu, dar după aia am ținut cont și mi-am dat seama că da, e de la SPF, pentru că dacă trec mai puțin de 20 minute de când l-am aplicat, nu se înțelege cu fondul de ten și strică machiajul, mă rog, nu strică, dar vă dați seama că afectează și rezistența, dar dacă stai jumătate de oră între aplicare și machiaj, e ok. Asta e experiența mea momentan. E Leo care stă aici în chivetă, by the way, de multe minute de când vorbesc eu și așa, vă că am vorbit 13 minute. Mi-e mai foame decât era când am venit la baie. Vreau să-mi fac frigănele în dimineața asta. Sper să meargă cu pâinea pe care am luat-o ieri, că am luat o pâine rotundă, grăsuță așa, și sper să meargă cu ea. N-are de ce să nu. Oricum va trebui probabil să tai feliile în două, pentru că o felie cred că e atâta. Și vreau să-mi fac de data asta să pună lapte Nesquik. Și să fie așa gustos, să mănânc cu miere. Da, oscilam între clătite cu ovăz și frigănele, dar 1. Am pâine și 2. N-am banane pentru clătitele cu ovăz. Oh, ce fain, mi se simte tenul. Ce bine e. Da, hai să mergem la bucătărie să facem frigănele. Asta a fost rutina mea, sper că vi s-a părut interesant, așa, un mic update. Yeah.
at me like I know what he's thinking, but I don't have a clue. True talent in avoiding conversation, yeah, it's almost rather cruel. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm just a treat. Și mă gândeam că a făcut Leo ceva pe dincolo, că... sau Micuț, că nici Micuț nu mai e aici. Tocmai am terminat o sesiune super obositoare de sport, am făcut picioare și... Doamne, deci... nu știu ce se întâmplă, dacă am făcut... De fapt, nu, am făcut eu acum mai multe și mai multe repetări și mai... combinate, așa cumva, exercițiile, ca să fac și un pic de cardio, mă rog. Ideea e că am obosit și nu mai îmi simt picioarele și deja mă dor și am terminat de 10 minute antrenamentul. Trebuie să mă duc și eu la duș, că am văzut că spătată pe aici de sus de la paste de ieri și trebuie să dau asta la spălat și să mă schimb. Dar înainte am zis să vorbesc un pic cu voi, mi-am pregătit aici o nectarină să mănânc după antrenament, că simțeam nevoia de ceva dulce și am zis că e perfectă nectarină, mai ales că e rece, e de la frigider, e foarte cald. Cred că auziți cum bârâie aerul condiționat, pentru că deși sunt nori pe cer și vine furtuna și v-am mai zis eu de vreme, e cald de leșini, așa că am dat drumul la aer și e bine. Doamne că există aer condiționat, e minunat, e o minune a secolului. Da, ce voiam să zic? Voiam să vă povestesc un pic despre Stranger Things, că mi-am dat seama că v-am spus că am început acest serial și am zis că o să vă zic păreri, dar n-am mai apucat astăzi. Recunosc că am fost ocupată cu editarea, am editat... mai multe clipuri și m-am chinuit destul de tare cu programul de editare pentru că îmi face niște fițe și încerc să rezolv cumva lucrurile, dar e foarte stresant pentru că stau tot timpul cu grija și cu stresul că o să-mi șteargă tot progresul pe care l-am făcut eu editând. Și am trebuit să fac lucrurile, în loc să fac o chestie în 3 pași, îl făceam în 12 pași, luam așa cumva pe ocolite. Nici n-aș ști să vă explic eroarea pe care mi-o dat Adobe. Nu știu să o explic. Și dacă v-aș arăta, n-ați înțelege decât dacă ați ști cum trebuie să fie. Nu știu, e complicat, e o eroare tâmpită. E prima oară când mi se întâmplă așa ceva, mă rog. Se întâmplă de vreo lună, dar editez de ani de zile cu programul ăsta și nu mi s-a întâmplat așa ceva. Am mai avut eu erori de toate felurile, dar din asta n-am avut. În fine, văd că mi s-a luat și rujul aici, este absolut superb. Da. În fine, cam asta am făcut toată ziua, iar acum este deja după amiază și de asta am zis că pornesc camera înainte de duș. Nu știu ce facem în seara asta, având în vedere că e cod galben sau portocaliu sau ceva și toată lumea zice să stăm în casă și să nu ieșim pe afară că e pericol. Am eu așa o presimțire că asta vom face, mai ales că urmează un weekend prelungit. Am înțeles că are liber și luni de la muncă, așa că avem 3 zile la dispoziție să facem chestii, deși nu știu câte o să facem pentru că vreme. În fine, Stranger Things. Am auzit de acest serial de foarte multe ori, avem și un hanorac în casă pe care scrie Stranger Things, pe care l-a primit Andrei de la un prieten și... Am auzit de la Nico de serial, de la Andrei am auzit de... Parcă am văzut pe Instagram tot felul de chestii și mi se pare că camera asta este strâmbă și probabil că am dreptate din cauza trepiedului și am înțeles că e cel mai bun serial făcut de Netflix. Sceptică am fost din cauza numelui, nimeni niciodată nu mi-a zis exact despre ce este vorba în serial. Și nu înțelegeam de ce. Pe oricine întrebam, nu-mi dădea detalii, gen, nu știu, dacă ar fi acum să vă povestesc eu, de exemplu, despre serialul Friends. Vă zic, e vorba despre 6 prieteni, cred că sunt, și despre ce fac ei zi de zi, whatever. De exemplu. După aia, dacă e să vorbim despre Sex and the City. E vorba de 4 prietene și despre cum, despre viața amoroasă a fiecăreia, despre prietenia lor, despre familie, despre copii, despre toate lucrurile astea. Deci, vedeți, descriu, fac o mică descriere, așa că să aibă o idee persoana care îi descrii. Ei bine, în cazul Stranger Things, nimeni nu mi-a descris exact despre ce ar fi vorba, nici din trailer n-am înțeles nimic, dar acum 2 zile am zis ok, vreau să încep un nou serial, hai că-l încep ăsta, mai ales că recent a apărut sezonul
5, 6, nu știu, în fine, și era Andrei super entuziasmat și mi-a zis, vai, ce păcat că tu nu știi despre ce e vorba, ca să ne uităm împreună, și mi-a zis, hai că încerc să mă uit și eu și să ne uităm împreună la ultimul sezon. M-am uitat la vreo 3 episoade singură, după care a ajuns și el de la muncă și ne-am uitat la următoarele 4 episoade sau ceva. Văzându-l, înțeleg de ce nu mi-a descris nimeni despre ce e vorba, pentru că e un serial destul de complicat, complex, e fantasy, adică nu, e un serial complicat și nici eu nu o să încerc să vi-l descriu. Hei, ce să vezi, fac și o parte din acest comunitate de oameni care s-au uitat la serial și nu-l descriu altora. Mă rog, începe cu un grup de copii, unul dintre ei dispare, după aia apare alt copil și se întâmplă tot fel de lucruri ciudate. Vă recunosc că aceste prime 7 episoade are sens. N-am dat seama. Într-una am ziceam, ce se întâmplă? Pentru că făceam un miliard de mii de teorii. Am avut dreptate la câteva chestii. Cu alte chestii m-am înjelat amarnic și devenisem foarte paranoică. Și mai ales că Andrei era lângă mine și el știa despre ce este vorba. Se comporta și el așa dubios și ca să mă inducă și mai tare în eroare. Și ieșea, ce să zic, pentru că eram foarte confuză la un moment dat. Nu știu exact câte episoade are primul sezon, dar cred că am văzut vreo 7-8, cam așa, dacă nu mă înșel, ceva de genul ăsta. Problema este că mi-a dat o stare destul de dubioasă, pentru că mi-am petrecut multe ore din viață uitându-mă la aceste 7-8 episoade, fiecare episod având în jur de 40-50 de minute, cred, și m-am uitat fără pauză, în afară de vreo 10 minute când ne-am oprit să mâncăm, 10 minute, un sfert de oră, cam așa. Mi-a dat o stare ciudățică, dar serialul e bun, e fain și îmi sunt dragi anumite personaje și e interesant. Sunt foarte curioasă cum evoluează acțiunea și cum ce se mai poate întâmpla ca să se extindă pe parcursul a multe sezoane. Pentru că deja mi se pare că au ajuns într-un punct din ăsta în care ori se întâmplă ceva, ori nu se întâmplă și mai departe habar n-am ce se întâmple și trebuie să-l continuăm, pentru că ieri nu m-am uitat deloc, nici azi nu m-am uitat deloc, dar cred că weekendul ăsta o să ne uităm împreună și vedem ce se întâmplă, habar n-am. Uite, ar fi o idee să mă uit acum, dacă tot am laptopul aici, câte episoade are fiecare sezon, ia să vedem. Stranger Things. Deocamdată e devreme să vă zic dacă vă recomand sau nu serialul. De fapt, hai să zicem că vă recomand, pentru că e ok, adică e un serial bun. Nu mă simt la fel de implicată cum m-am simțit în Bridgerton, de exemplu. Ăsta e un exemplu de serial pe care l-am văzut în ultimul timp, serial nou, mă refer. Și acolo m-am implicat mai tare, pentru că e vorba despre povești de dragoste și despre lucruri mai relatable într-o anumită măsură. Aici, fiind mai așa, mai cu SF, nu pot să zic că m-am implicat foarte tare, afectiv. Da, dar sunt implicată cumva, pentru că eram acolo cu ei. Nu știu ce s-a întâmplat, cred că voi ați văzut pe cameră. Probabil că puf a lovit suportul, bine că n-a căzut pe ea. Stă un pic prost acolo suportul, dar trebuie să întind rufe și de aia e așa. Bun, hai să vedem, am intrat pe IMDB. Nota de pe IMDB a acestui serial este de 8,7 din 10. Recunosc că și asta m-a convins un pic să mă uit la serial. A, și e drama, fantasy și horror? Horror. Hai că până la urmă am intrat pe Wikipedia. Da, cred că, de fapt, acum a apărut sezonul 4, nu sezonul 5 sau 6. A, uite, sezonul 1 are 8 episoade, sezonul 2 are 9 episoade, sezonul 3 are 8 episoade, iar sezonul 4 are 9 episoade, dintre care 7 au apărut și 2 urmează să apară pe 1 iulie. Da, cred că așa. Interesant. Nu sunt atât de multe episoade, chiar sunt curioasă cum evoluează acțiunea. Gata, mă pun, mănânc, era să zic grapefruit, după aia era să zic caisă, nectarina. Spuneți-mi și voi cum vi se pare Stranger Things, încercați să nu dați spoiler în comentarii nici pentru mine, dar nici pentru cei care poate nu s-au apucat și au de gând. Chiar mă gândeam mai devreme că ar fi tare să fac un clip. Știți cum sunt discuțiile alea când te întâlnești cu niște prieteni și începe să vorbiți despre filme? Și evident că vorbiți despre filme pe care le-ați văzut cu toți, nu știu, vorbiți despre 5 filme pe care le-a văzut toată lumea de acolo și vă dați cu părerea, discutați, toți fiind familiarizați cu ceea ce s-a întâmplat în film. Nu ca atunci când, de exemplu, recomanzi un film cuiva și încerci să-i spui așa pe
ocolite mai sau mai direct, dar fără să dai spoilere, ca să-i recomand să se uite la acel film. Și mă gândeam că ar fi drăguț să fac un clip în genul ăsta, în care aleg 5 filme pe care eu le-am văzut, le scriu acolo în titlu și în descriere și să discutăm cum ar fi pe baza lor, adică să... să vorbesc eu un clip și să vorbim după aia în comentarii, să vă zic părerea mea, pentru că mie uneori e foarte dificilă toată treaba asta, în sensul că eu, imaginați-vă că mă uit la un film și îmi place foarte tare și rămân așa, oh, ce mișto, și mă gândesc, vai, abia aștept să zic pe YouTube despre filmul ăla, să-l recomand. În momentul în care încep să vorbesc și îmi dau seama că nu pot să zic foarte multe, am așa o ușoară dezamăgire și mă gândesc, zic, bă, da, așa îmi vine să vorbesc despre chestia asta și să zic exact ce vreau să zic și să-mi zic exact părerea ca coadă, dar nu vreau să dau spoilere și să stric experiența altcuiva, așa că mă gândeam că ar fi drăguț un clip de genul ăsta în care să pot să zic, mai uite, în, nu știu, filmul ăsta s-a întâmplat chestia asta. Mie mi s-a părut așa, așa, așa. Ce părere ați avut voi de așa, așa, așa? Știți, mi-a venit așa ideea, pur și simplu. Spuneți-mi ce părere aveți. Gata, vă pup, vă las și ne auzim azi. Nu știu dacă mai facem ceva, dacă mai fac oricum. Vă iau cu mine. Vedem ce facem weekendul ăsta. Trebuie să mă încadrez cumva cu filmatul, editatul, Doamne așa să meargă adobo, ca să reușesc să-l postez duminică. Țineți-mi, vă rog, pumnii să rezolv programul ăsta de editare, că mi-e scoate peri albi și e păcat. A. Astăzi este o zi cu păr superb. Știu. Micuț! Auleu, lovește trepiedul. Hai! Neața, unde credeți că mergem pe această vreme superbă? E bine, clar, nu mergem în parc. Să facem picnic, așa cum ziceam că aveam un plan. Dar, în schimb, mergem... Uite, Domino's! A, știu zona, înseamnă că urmează și urmărirea până s-au fost. Mi-e crazy? Posibil, posibil. În fine, mergem la un magazin. Să vedem chestii. Și ce chestii oare? Niște chestii pe care le vedeți în spatele meu, nu știu, așa, cred că sunt scutere din cunoștința limitată. Mergem să vedem motociclete la un magazin și să vă povesteam că săptămâna trecută, sau cu două săptămâni, nu mai știu când, am fost la un magazin unde speram să fie și motociclete, dar nu erau, erau doar căști, chestii. Și acum mergem undeva unde sigur vor fi motociclete. Momentul ăsta este ceasul 12:21 și am înțeles că e deschis până la 2. Și efectiv, gen, ne-am ridicat din pane, am sulat pe dinți, ne-am îmbrăcat cum am știut fiecare, pentru că vremea asta e super dubioasă, și am pornit la drum. Super aglomerat în București la momentul ăsta. Dar cam asta e planul. Mergem, ne uităm, după care ne întoarcem acasă, facem o omletă, mâncăm, nu știu, e tristă într-un fel vremea, dar v-am zis că eu, pe mine nu mă deranjează că e așa. Poate ar fi fost mai ok dacă în weekend era un pic mai cald, dar în timpul săptămânii parcă merge atmosfera asta, mai relaxant așa. Mă rog, vom vedea. De seara ar trebui să ieșim. Deocamdată am zis să vă pun așa un pic la curent, în caz că erați curioși ce facem. Chestia e că nu știu dacă o să pot filma acolo la motociclete. Uite, Șarmiria Băneasa m-a avut dreptate. Da. Uitam că mă sperea că e un camion lângă noi și când văd un camion sau un autobuz sau un tramvai mă sperii. Era. Nu-i bine, nu? Ne-am încadrat prost. Ce să-mi faci? Gălățin. da, nu știu dacă o să pot filma acolo la magazin. Adică, bănuiesc că nu. În fine, vom vedea. Măcar o să vă filmez care e magazinul. Ăsta este magazinul, să știți, cel din spatele meu. Nici n-am încercat să filmez în interior. Oricum, dacă nu sunteți pasionați, nu o să fiți foarte impresionați ca cineva de aici care e în mini-depresie. Dar da, au motoare și căști și încălțări. Și da, am intrat, ne-am uitat și am plecat. Cam asta a fost. Și acum cred că mergem acasă. Cam asta e planul. Stați că nu v-am dat detalii, acum mi-am dat seama, magazinul este lângă promenada undeva. Nu știu cum să vă arăt, o să vă arăt un pic împrejurime, e podul ăsta aici și pe undeva printr-o direcție e promenada. Deci dacă vă interesează, cam asta e. Voiam să vă arăt un obicei pe care l-are Puf și nu știu dacă l-am surprins vreodată pe cameră. Stă cu lăbuțele, gen băgate în pantofi, dar nu doar ea, Micuț, de exemplu, stă cu lăbuțele băgate în cutia de șervețele dacă ea e goală. Sau aproape goală. Și by the way, mă gândeam că am fost cu... Hei, ăștia s-au rupt, acum văd, super. Am fost cu tenisii ăștia de la Sensei, gen cu Daisy, la magazin de motoare. Da, cred că păream super din peisaj. Și mâncăm și noi, finally, e 2:30, am făcut aici o salată de castraveți cu roșii și brânză și omlete. Omleta mea, omleta lui. Și cam asta. You got me tripping, ever since I saw you, I went slipping, didn't even know you, couldn't even breathe without you.
Îmi pare rău că arăt atât de rău, dar am zis că trebuie să fac și o încheiere pentru clip. Să vă explic un pic niște chestii, să vă explic ce am făcut ieri, azi fiind duminică, și să vă explic un pic de ce am târziat clipul ăsta, că mă gândesc că intră destul de târziu și vreau să vă zic ce s-a întâmplat. Întâi hai să mă gândesc unde am vorbit, când am vorbit ultima oară și unde, da, eram... Atunci ieșisem din magazinul de moto și după aceea am venit acasă, iar mai pe seară am plecat la niște prieteni și am petrecut practic toată noaptea acolo, cu o mică pauză, să zic așa, de 2 ore, când am fost într-un loc, ia am uitat cum se numește și cred că n-am telefonul pe aici, ceva grădina sau grădinile Monteoru sau ceva de genul ăsta, era... un club, cumva nu știam dacă să mergem sau nu, dar am mers și am stat foarte mult, după care ne-am întors acasă la prietenii la care am fost. O văd pe micuț că bea apă și cer să-mi amintesc dacă le-am pus apă azi în bolul ăla. Cred că da, sper. Da, și am râs, am vorbit, ne-am distrat, am văzut și un film la un moment dat, că de luase somnul pe toți. Și am ajuns acasă, dragii mei, la 8 dimineața. Am venit cu metrou și am făcut o oră pe drum, pentru că am fost în celălalt capăt al orașului. Și mi s-a făcut și rău pe drum, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că, sincer, de la nesomn, mi s-a făcut rău, adică îmi venea să vomit. Ceea ce știți că e minunat, adică m-a luat și panica, m-au luat și nervi, mă simțeam foarte, foarte rău și nici nu puteam să adorm, pentru că în momentul în care închideam ochii mă luau toate mețelele pământului. Dar cumva am reușit și am adormit și m-am trezit simțindu-mă ca nouă. După 6 ore de somn aproximativ, plus minus, pe la două jumate, știu că mi-am luat laptopul și am venit aici, în sufragerie. Dar vă dați seama că nu sunt neapărat odihnită, mă simt încă un pic călcată de tren. Am și mâncat, dar parcă tot nu mă simt foarte bine cu burta, cu stomacul. În fine, oricum plănuiesc să mai dorm puțin, că ziua de astăzi cred că asta vom face, vom sta în casă și cred că auziți și cuptorul că e niște mâncare acolo care se gătește. Și oricum nici vremea nu e wow, așa că o să stăm probabil acasă să ne refacem cu oricum. Vă zic, deci noaptea asta pierdută... Se simte altfel față de cum se simțea acum niște ani. I know. Mă rog, a fost foarte, foarte nice aseară. Chiar a fost foarte drăguț. Și, da, am luat și câteva cadre. Am filmat puțin, n-am avut camera la mine. Am filmat cu telefonul. Și am surprins așa, cred că un pic de la atmosferă. A fost drăguț la club acolo, dar eu, sincer, nu eram in the mood for... nu știu... dancing sau lucruri de genul, nu știu exact de ce, dar na, și amuzant că m-am ajuns la 8 dimineața acasă și mi-era atât de rău, vă ziceam, și m-am demachiat totuși, sunt foarte mândră de mine, mi-am luat de baia apa micelară și 2 dischete de alea mari și m-am demachiat cum am putut, după ce m-am spălat un pic pe față, m-am dat și cu cremă și da, părul meu e și el vraiște, pentru că trebuie să mă spăl azi pe cap, mi-am pus deja ulei în el și nu știu... Nici mă știu că n-am făcut baie pe cap, dar trebuie. Oricum s-a și îngrășat, că am stat foarte mult cu mâna în el. Și miroase și a fum, mă rog. Dar n-am cea mai bună stare, pentru că sunt obosită. Și de asemenea m-am enervat cu adobul. Cred că mă plângeam în vlogul ăsta, nu-i așa? De faptul că m-a tot enervat și că vineri am avut multă treabă. Și n-am reușit să mă fac din cauza programului de editare. Într-un fel e mai bine că n-am reușit să-mi fac treaba. În ideea că dacă, să zicem, editam cap-coadă niște treburi, practic pierdeam în momentul ăsta acele lucruri lucrate, wow, acele clipuri editate, pentru că am reinstalat programul de editare, i-am dat și un update și deocamdată văd că merge bine, așa că sper să nu mai facă probleme, pentru că a fost destul de enervant și ăsta este unul dintre motivele pentru care am întârziat cu vlogul. Oricum, probabil intrau un pic mai târziu, pentru că n-aveam nimic, mă rog, aveam ceva editat la el, dar v-am zis că am pierdut fișierele respective și oricum intrau un pic târziu, dar o să încerc să mă mișc cât de repede pot, deși sunt foarte obo. Dar cam atât. Asta am vrut să vă zic. Sper să se rezolve problema cu Adobe, sper să mă odihnesc, pentru că... Doamne, parcă înainte când mergeam în club sau ceva, nu eram așa obosită, dar cei drept din club mă întorceam la 5-6 dimineața, adică au fost prea puține dăți când chiar n-am dormit toată noaptea. M-am culcat la 8 dimineața, like. Dar, da, am trecut așa pentru o
panică destul de mare cu faptul că m-am simțit rău, dar hei, ce să-i faci? Plus că v-am zis că nici n-am cea mai bună stare psihică și chestia asta se reflectă în probleme de genul ăsta, pe lângă anxietate și atacuri de panică, eu am și probleme digestive în momentul în care mă simt mai nasol și nu cred că sunt singura, adică mă gândesc că rezonați pe o parte sau pe alta cu mine, fie că aveți, când aveți emoții, aveți dureri de stomac sau... Și când ești bucuros pe la urmă, simți, sau ești în drăgoste, simți fluturi în stomac, deci sistemul digestiv așa e foarte în legătură cu emoțiile și gândurile noastre și dacă na, zilele astea nu mă simt prea ok, ce să fac? Nu e ok nici stomacul meu, dar îmi revin încet, încet. Să sperăm. Mă uit așa la mine acum în ecranul ăsta și arăt, zici că sunt internată. Acum, fără nicio glumă sau ceva cu vreo tenta anume, respect bolile psihice, să zic așa, și eu cu siguranță sufăr de un soi de depresie, chiar mă gândeam la treaba asta. Și ar trebui să mă ocup, să încep să merg la psiholog. Dar mă uit așa că arăt funny, zici că sunt în filmul ăla, în Changeling, cred că se numea, cu Angelina Jolie, în momentul în care a fost ea internată la ospiciu sau la spital de nebuni, deși ea nu era nebună, și era așa, gen, ciufulită, dubioasă la față, hainele boțite pe ea, probabil ținea și-o pe mână și făcea așa, like, așa sunt eu acum. Da, gata, vă las, am chiar așa cu o mică glumiță, nu zici coerentă, de ce totul minunat, dar oricum, eu vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu. Ne vedem săptămâna viitoare, cu ar trebui 4 clipuri. Da, și dacă totul merge bine și psihicul meu și adobul, ar trebui să avem 4 clipuri săptămâna viitoare, să vedem cum mă organizez. Gata, vă las, vă pup și ne vedem foarte curând cu un nou clip. Pa!